Dragilor, bine v-am și astăzi, în a patra zi de Târgul Gaudeamus, aici la standuri Herald, standul numărul 21, vă invităm la primul eveniment care deschide seria lansărilor de astăzi. Este vorba de Ellen Watts, despre o viață trăită cu sens. O perspectivă academică, am ales acest titlu pentru acest eveniment. Lansarea cărții Un guru în academie, cele 10.000 de lucruri care te ajută să treci peste examenele vieții, carte scrisă de Ellen Watts. Bineînțeles că pe masă am așezat și alte cărți, am putea spune, din colecția sau din seria de autor Ellen Watts. Îi salutăm și pe cei care ne privesc acum, pentru că suntem live pe Facebook. Este vorba despre cititorii din comunitatea Herald care urmăresc acest eveniment. Invitații noștri de astăzi, Luisa Neac, senior editor Herald și redactor de carte. Luisa a lucrat la mai multe titluri din seria de autor Ellen Watts, inclusiv la cel despre care vorbim astăzi, Un guru în academie. Cele 10.000 de lucruri care te ajută să treci peste examenele vieții. Doamna Liliana Popescu, profesor universitar, doctor, director general al Institutului Diplomatic Român. Și nu în ultimul rând, dragul nostru prieten Mihai Poparadu, coach, trainer, fondator Mindfulness Institute. Dar aș putea spune, extrem de agreabilă, ne bucur acest eveniment pe care, iată, îl deschidem astăzi, sâmbătă 10 decembrie. Aș începe discuția noastră cu un citat, am ales un citat care îmi place foarte mult din această carte, al lui Ellen Watts. Ființele umane sunt de-a dreptul vrăjite de cuvinte și idei, uitând că acestea din urmă sunt simple simboluri. Multinde să le confunde cu lumea reală, pe care ele nu fac decât să o reprezinte. Motivul acestei confuzii este că lumea cuvintelor și ideilor pare să fie relativ fixă și rațională, în vreme ce lumea reală nu este deloc fixă. Prin urmare, lumea cuvintelor și ideilor pare să fie mult mai sigură și mai inteligibilă decât lumea reală. Aș vrea să-i dau cuvântul colegii mele, Luisa Neag, să ne povestească acum despre această carte, cum este ea alcătuită și, de fapt, ce urmărește Ellen Watts cu această carte. Microfonul. Merge. Bună ziua tuturor. Mă bucur că sunteți aici. În primul rând este un exercițiu de atenție să fim aici între atât de multe evenimente simultane. Sperăm că cei de acasă, de pe Facebook, care sunt conectați doar la sunetul din microfoane, ne aud mai bine, pentru că tumultul unui târg se poate face să fii provocat și da. Deci, în primul rând, este un exercițiu de atenție să ne concentrăm doar asupra discursului acesta. Revenind la întrebarea lui Sorin, ce este cu această carte, ce urmărește Ellen Watts? Ellen Watts nu urmărește nimic cu această carte, este o carte alcătuită postum de un colectiv de editori care eu personal cred că cartea în engleză se numește India Academy și introducerea este o încercare de a, mă rog, nu o încercare, o reușită de a demonstra ținuta academică a lui Ellen Watts, care nu de puține ori a fost controversată. Eu nu cred că Ellen Watts avea această problemă. Eu cred că ideea aceasta le-a venit acestor editori pentru a strânge la oaltă mai multe texte valoroase ale lui Ellen Watts, care sunt conferințe pe care le-a susținut,
eseuri, articole pe care le-a publicat în diverse medii și publicații academice, de ținută academică, unde el a fost invitat să facă aceasta și aceste texte nu au fost incluse în cărțile publicate de Alan Watts în timpul vieții sale și cu excepția capitolului 22, pe care de altfel nici nu l-am inclus în volum, pentru că îl găsim în întregime în Cosmologia voioasă. Așadar, pe de o parte, cred că acesta a fost un pretext, o găselniță editorială ca să scoată la iveală niște texte pierdute și foarte valoroase și, pe de altă parte, să rezolve această eventuală situație prin care Alan Watts ar fi fost pus la îndoială din punct de vedere academic. Eu nu știu, cea mai comună prejudecată în acest sens este aceea că s-a spus despre el că este un popularizator al religiilor orientale în vest și cam atât, iar lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când a fost numit gurul Americii. Dar nu știu dacă, sincer, chiar nu știu dacă pe el îl interesa prea tare și îl atingea prea tare această problemă, pentru că el oricum era tot timpul invitat în aceste medii academice și cred că, cum e în stilul lui ghiduș și jucăuș, el însuși se numea animator filozofic. Ca să vorbesc foarte pe scurt despre structura cărții, sunt 6 părți. În prima parte vorbim despre, partea întâi se numește limbaj și misticism, este relația dintre limbaj și misticism. Această relație are un rol central pentru înțelegerea filozofiei mistice la Watts și tema slujește ca un bun punct de plecare. Aici putem găsi aplicată una dintre temele cele mai importante din scrierile lui Alan Watts și are legătură cu ce a spus, cu citatul care i-a plăcut lui Sorin și l-a spus la început, că oamenii sunt fascinați de cuvinte și de conexiunile dintre idei și de faptul că aceste cuvinte par să aibă o realitate aparte și pierd din vedere înțelesul cuvântului. Au impresia că trăiesc, dar trăiesc doar în minte. Un exemplu emblematic care poate fi întâlnit și în alte culturi și sunt sigură că de acolo și l-a luat este cu faptul că cuvântul apă nu poate să-ți astâmpere setea, de exemplu. Partea a doua este despre budism și zen. În acest capitol găsim și faimosul eseu publicat în Chicago Review în 1958, din care o să vă spun doar un citat, în care încearcă să facă o critică a modurilor problematice în care cultura iudeo-creștină își însușește budismul zen. Citat. Occidentalul care este atras de zen și care dorește să înțeleagă profunzimile trebuie să aibă o calitate indispensabilă. El trebuie să-și înțeleagă propria cultură atât de bine încât premisele ei să nu-l mai influențeze în mod inconștient. El trebuie să se fi împăcat realmente cu Domnul Dumnezeu Jehova și cu mentalitatea lui iudeo-creștină pentru a putea adopta sau părăsi, fără teamă sau revoltă. Trebuie să nu mai simtă nevoia imperioasă de a se justifica. În partea a treia sunt câteva texte despre creștinism, discernământul religios și formarea spirituală a lui Alan Watts sunt în sânul bisericii, sunt uneori eclipsate de asocierea lui cu budismul zen. Alan Watts a fost hirotonisit ca preot, deci a lucrat efectiv, a fost preot și a avut un doctorat în teologie, deci unul dintre doctoratele sale, pentru că a avut mai multe, apropo de ținuta lui academică. El chiar era capelan examinator pentru candidații care doreau să devină preoți într-o biserică aflată în incinta campusului de la Northwestern University. Partea a patra sunt eseurile de religie comparată.
Și aici, iarăși, și de aici am să vă spun un citat, dar din partea editorilor, nu din partea lui Ellen Watts. În autobiografia lui, de fapt e un citat din autobiografia lui, apropo, avem și autobiografia lui Ellen Watts în portofoliu editurii Herald, pe care vă invităm să o parcurgeți, care este absolut savuroasă, și spune că poți să treci dincolo, prin abordarea filosofiei Perennis, poți să treci dincolo de fațada dogmelor explicite către semnificația lăuntrică a simbolurilor, spre nivelul la care Eckhart și Shankara, Sfânta Tereza și Ramakrishna, Sfântul Dionisie și Nagarjuna vorbesc aceeași limbă. Îmi cer scuze că vorbesc atât de mult, cartea are 6 părți, atâta vă mai spun, 2 părți. Partea 5-a despre substanțele psihedelice, și el a fost, s-a ocupat foarte mult de relația dintre substanțele psihedelice și evoluția spirituală, care era foarte pe val în anii 1960. Ia în discuție obiecțiile celor care se opun folosirii acestor substanțe și le discută, le argumentează foarte pertinent și de bun simț, la modul la care nu cred că toată lumea, după ce va citi această parte, se va repezi să verifice dacă poate să aibă o stare de samadhi cu LSD. Sperăm că nu. Nu faceți asta acasă. Partea 6-a, psihologie și psihoterapie. Ellen Watts a fost unul dintre cei care a scris printre primele texte care explorează relația dintre psihologia modernă și tradițiile sapiențiale ale Asiei. Cam atât deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Luisa. Doamna Liliana Petescu, putem vorbi despre o filosofie sau despre un sistem specific sau specifice lui Ellen Watts? Care ar fi caracteristicile acestuia? În primul rând să vă mulțumesc că m-ați invitat, pentru că este un prilej extraordinar de a vorbi despre altceva decât despre politică externă. Și Ellen Watts este unul dintre preferații mei, alături de un alt filozof, Bertrand Russell. Iar ceea ce spun acum are legătură cu întrebarea dumneavoastră, în sensul că ceea ce este specific lui Ellen Watts, ca de altfel și lui Bertrand Russell, sunt filozofi, chiar dacă cu un profil diferit, sunt filozofi și oameni intelectuali, să spun așa, care au o minte extrem de deschisă. Valoarea toleranței pentru puncte de vedere diferite este extrem de mare, ceea ce, din păcate, nu caracterizează epoca pe care o trăim. Deci, din acest punct de vedere, aș spune că Ellen Watts este valoros ca autor pentru faptul că transmite prin toți porii lui și prin toate scrierile lui din această carte și din alte cărți, transmite această deschidere către alte orizonturi mentale, intelectuale, spirituale, și îmi pare rău că tânăra generație știe prea puține despre Ellen Watts, dar el este accesibil nu numai prin cărțile lui, ci prin clipurile pe care le găsim pe YouTube, în care tratează diverse teme care sunt foarte proprii, aș spune eu, pentru tinerii care acum își încep viața, pentru că problematizează diverse aspecte ale, să spun, dilemelor pe care le au tinerii. Iar în această carte sunt cuprinse multe eseuri, multe scrieri de ale lui, care au fost publicate inclusiv în jurnale academice, dar de fapt nu acesta e specificul lui. Specificul lui Ellen Watts este acela de a fi un om de o mare înțelegere a tradiții, a diferitelor tradiții spirituale, dar și intelectuale. Ce am vrut să spun, dincolo de întrebarea dumneavoastră, este că chiar citatul pe care l-ați prezentat la început și care se află pe antecoperta cărții,
E foarte bun. Deci e foarte bun în sensul că spune că ființele umane sunt vrăjite de cuvinte. Eu aș spune că noi trăim acum, de aceea este și foarte actual, Ellen Watts. Ființele umane sunt vrăjite nu numai de cuvinte, ci și de opinii. Deci noi, fiecare dintre noi, avem de diferite opinii, diferite idei despre diverse lucruri. Asta nu înseamnă că acele opinii, acele idei reprezintă realitatea. Reprezintă un punct de vedere care poate să fie împărtășit mai strâmt, mai îngust sau mai larg. Deci există o diferență între cuvinte, între limbaj, între opinii, idei pe de o parte și realitatea vie. Și ce spune el? Cuvintele, ideile încearcă să fixeze o realitate care este într-o permanentă schimbare. Și aș spune că asta este un leitmotiv, poate, al scrierilor lui și că această predilecție a lui Ellen Watts pentru înțelegerea gândirii orientale, a budismului, a tradițiilor din Orient, reflectă poate chiar acest spirit rebel al lui. Vrea să iasă poate din încorsetarea creștinismului. Sigur, aici se pot vorbi multe lucruri, se pot spune multe lucruri, dar reprezintă o încercare de a ieși din anumite lucruri fixe, dintr-un anumit mod fix de a vedea lucrurile și să meargă spre o tradiție care este mult mai îngăduitoare față de schimbări, față de fluxul acesta permanent al vieții. Cred că mă opresc aici. Dacă mai aveți întrebare, aș putea să vorbesc mult, dar mă opresc. Mulțumim mult, doamna Liliana Popescu. Mihai, aș începe discuția noastră cu, aș numi-o eu, un soi de anecdotă. Un profesor de filozofie de la Brooklyn College, pe nume Samir Chopra, scria pe blogul său prin 2014 următoarele. Un filozof analitic ar trebui să fie idiot pentru a-l citi pe Ellen Watts. Fă-o pe ascuns, fiule! Păi, dacă ar fi să găsim un alt personaj, tot de notorietate, dar dintr-un alt domeniu, respectiv cel al muzicii, cred că îl putem compara pe Ellen Watts cu Leonard Bernstein, despre care răutăcioșii spuneau că este cel mai bun pianist dintre dirijori, cel mai bun dirijor dintre compozitori și cel mai bun compozitor dintre pianiști. Dar, de fapt, el nu excelează la nimic. Acum, evident că muzica e o chestiune de gust, dar aș spune că este măcar un sâmbure de invidie. Pentru că și unul și celălalt au reușit să le ducă la nivel de maestrie. Și legat de Ellen Watts, cred că mare parte din relaxarea și lejeritatea cu care se prezenta și vorbea despre sine venea din acest fundament extrem de solid. Ca paranteză, pentru cineva care încă nu l-a cunoscut, nu i-aș sugera să înceapă cu această carte, pentru că riscă să se sperie. Această carte conține o serie de lucrări de anvergură și literară și de consistență, care după aceea, practic, din acest, aș folosi chiar cuvântul mâl foarte consistent, au ieșit lotușii care găsim în cărțile și toate materialele și audio și video prin care el și-a împărtășit pe limba și pe capacitatea intelectuală a majorității dintre noi această esență. Dacă mă lași să fac o recomandare, aș recomanda pentru cineva care vrea să afle mai multe despre opera lui Ellen Watts, să înceapă din scrierile sale cu cartea Înțelepciune Sigură, pe care tu de altfel ai și tradus-o la editura Herald. Da, poate fi un început foarte bun, mai ales pentru că este o carte care este extrem de actuală, nu doar prin titlu,
și prin exact ce spune acolo. Adică e ca și cum ar fi fost scrisă la începutul acestui an, nu la finalul anilor 50. Și revenind la Ellen Oas, dacă el este un serious scholar, ca să spun așa, un intelectual de anvergură și de marcă, eu aș spune că cu certitudine da, doar că dacă mulți care ajung la acest nivel de elevare și comprehensiunea unui domeniu sunt precum e litera I, Ellen Oas este precum e litera T, în sensul în care s-a dus foarte adânc în tot ce ține de spiritualitate, filozofie și psihologie extrem orientală, dar având aceste ramuri, una dintre ele foarte consistentă, cum spunea și Liliana, în creștinism. Deci tot ceea ce spune el despre această cale spirituală, cred că sunt foarte puțin creștini de meserie care pot să înțeleagă chestia asta la nivelul la care a făcut-o el. Iarăși, cum spunea Liliana, el are acest nivel de relaxare, nu încearcă să convingă. Da? Cum spunea Luiza, chiar el așa se definea ca fiind un spiritual entertainer. Și sublinea, nu propun să conving pe nimeni, nu propun să vând nimic. Eu ofer un punct de vedere și niște perspective care mie mi-au fost utile și sper să vă fie și vouă. Și ce vreau să mai adaug, când vine vorba de ele, nu ați, din când în când mai dau o căutare pe Google. Azi dimineață, dacă baci Ellen Oas, Google îți va arăta 29 de milioane de hituri. Dalai Lama are 22. Și vorbim de un personaj care nu mai este printre noi din 73. Da? Și cu toate acestea, este extrem, extrem de prezent și, într-un fel, deja se perpetuează de la sine. Aș vrea să intervin un pic. Dacă dai pe YouTube Ellen Oas, sunt videoclipuri de câteva luni care au deja milioane de vizualizări cu vocea lui în limba engleză. Deci este foarte actual și foarte plăcut de public. Da, și e foarte carismatic. Are un discurs extraordinar de carismatic care se păstrează după atâta vreme. Și pentru că menționai de clipuri, Ellen Oas, și cred că asta a contribuit mult, are și o voce foarte sexy. Adică l-asculți pe el și te duce cu gândul la, nu știu, Richard Burton. Și asta trebuie să recunoaștem că ajută mult. Adică nu e totul doar de ce știi să spui, ci și cum, și doar dincolo de cuvintele pe care le rostești și maniera în care o faci. Voiam doar să adaug ceva care e inspirat de ce spunea Mihai. Apropo de ce spuneam și eu ceva mai devreme, că Ellen Oas a încercat să evadeze din spațiul creștin european occidental înspre Orient. Cred că dacă îl citești și îl asculți pe Ellen Oas, înțelegi mai bine creștinismul, pentru că el îl explică și arată conexiunile între diferite spații spirituale. Deci cred că el face un fel de pod, un fel de punte între diferite tradiții spirituale și, în ce mă privește, am înțeles anumite lucruri din creștinism, din Biblie, lecturând și reflectând asupra ceea ce spune Ellen Oas. Da, deci nu mă pot abține. Este un citat cu care începe, nu pot să nu dau citate, sunt atât de frumoase încât așa. Spune așa, așa cum în unele economii bogații devin tot mai bogați, iar săracii mai săraci, în disciplinele hiperspecializate din mediul științific modern, învățații devin tot mai învățați, iar ignoranții tot mai ignoranți, până când cele două categorii aproape că nu vor mai putea vorbi una cu alta. Mi-am dedicat opera unei tentative de a construi o punte peste această prăpastie. Și acest citat m-a făcut să mă gândesc la Will Durant, cu povestea filozofiei, pe care o găsiți de asemenea în portofoliul editurii Herald. Will Durant a câștigat în 1968 premiul Pulitzer pentru non-ficțiune cu poveștile sale erudite,
în care popularizează filozofia și istoria omenirii. Și el spune, în introducerea la povestea filozofiei, cunoașterea omului a devenit prea mare pentru mintea sa și mai spune, ne-a rămas doar specialistul în științe care știa tot mai multe despre tot mai puține și speculatorul filozofic care știa tot mai puține despre tot mai multe. Rolul de acesta de popularizator este ceva care întotdeauna a fost nu știu, controversat în istorie, deși cei care se trezesc la cunoaștere, care au sete de cunoaștere și care sunt la început, au nevoie să fie, să li se explice. Asta este vocația esențială a unui profesor până la urmă. Ellen Watts face foarte mult acest lucru. Mulțumim mult, Luisa. Nu degeaba am așezat alături de cartea Un guru în Academie pe această măsuță și alte cărți din seria de autor Ellen Watts, Mituri și ritualuri în creștinism, pentru că s-a tot pomenit puțin mai devreme, Înțelepciunea nesiguranței, cartea tradusă de Mihai Poparadu, Devino ceea ce ești, cartea lui Ellen Watts, cartea autobiografică Pe calea mea, Duh și contemplație și multe, multe altele. Și într-adevăr, completându-l pe Mihai, mi-a rămas în minte o imagine, o fotografie a lui Ellen Watts, alb-negru, probabil făcută undeva la sfârșitul sau spre sfârșitul anilor 60, la masa de birou, zâmbind, cu mâinile încrucișate, într-un tricou negru, părul puțin lung, o alură, o față din asta hippie, îi pot spune, da, cu puțină bărbiță, cioc, și mi-a atras atenția și am zis, Doamne, ce ceas mișto are! Deci avea un ceas extraordinar, bineînțeles, era și un tip nonconformist, pe lângă ceas avea și niște brățări. Era o imagine extraordinară. Așadar, iată, am vrut să aduc puțin în discuție și acest aspect, nu doar al cuvintelor, ci și al imaginii pe care, și până la urmă aș spune, al autenticității imaginii lui Ellen Watts. Doamna profesor Liliana Popescu, care este până la urmă secretul lui Ellen Watts? Cum a reușit el să rămână atât de popular la atât de mulți ani de la dispariția sa, dacă nu mă înșel, în septembrie 1973, da? De ce este el atât de actual astăzi? Și iată, prin cărțile lui Ellen Watts, noi, oamenii contemporani, avem nevoie de învățătura și înțelepciunea lui. Da, este Ellen Watts este un filozof prin natura lui, aș spune. Deci omul are vocație de filozof, dar spunând acest lucru, vreau să subliniez că este extrem de accesibil. Temele pe care el le ridică, întrebările pe care el le pune în lucrările lui, în ceea ce spune în înregistrările lui, sunt teme care preocupă pe fiecare om, pe toți oamenii. Și ceva mai devreme vorbeam despre adolescenți. Deci eu cred că un start mai bun, un început mai bun pentru tineri în filozofie, dar mai ales în înțelegerea propriei lor vieți, propriilor lor probleme, este Ellen Watts. Și dincolo de tineri, eu aș spune că Ellen Watts, mai ales cartea aceasta, Înțelepciunea nesiguranței, este extraordinară pentru toți cei care trăim aceste timpuri de incertitudine, cum ar spune probabil Mihai, we are living in VUCA times. Deci VUCA înseamnă un acronim de la vulnerabilitate, uncertainty, nesiguranță, și așa mai trăim vremuri de incertitudine, de, spune Mihai, deci vulnerability,
uncertainty, complexity and ambiguity. Deci trăim într-o perioadă în care nu știm ce ne așteaptă după colț, nu știm ce ne așteaptă în anul viitor, nu știm ce ne așteaptă luna viitoare, nu știm ce ne așteaptă mâine sau poate chiar în seara asta. Cred că Alan Watts, prin scrierile lui, prin ideile lui, ne ajută și ne pregătește să fim gata pentru orice s-ar putea întâmpla. Ăsta nu e un lucru puțin, aș spune, în lumea în care trăim. Aș mai adăuga la cele spuse de Liliana, faptul că trebuie să ne asumăm o realitate despre noi oamenii, respectiv că învățăm greu și uităm repede. Și Alan Watts este unul dintre aceia care, având acces la alții ca el, din vechime, vine și face cam un lucru pe care l-a mai făcut, din câte știu eu, și Osho. Respectiv, în esență, el nu spune nimic nou. Pe de altă parte, ce spune este relevant pentru că ține de condiția și natura noastră umană și, cum spuneam, ni se tot spune, noi dăm din cap că înțelegem, ne mai străduim un pic să aplicăm și după care uităm. Și este nevoie peste decenii și secole că lucrurile despre care spune el aici, unele au fost scrise, nu, învățătura lui Buddha a fost împrăștiată în spațiu indian acum 2600 de ani. După care acolo a fost uitat de tot și este redescoperit de indieni în aceste decenii recente și așa mai departe. Mihai! Este evident pentru oricine că lui Alan Watts îi plăcea cel mai mult, așa cum spunea și Luisa mai devreme, tradiția extrem-orientală, budismul zen și altele. Totuși s-a aplecat destul de mult și față de alte tradiții. Iată, avem în acest volum chiar o traducere din Dionisie Areopagitul, apropo de creștinism, ca să nu mai vorbim despre cartea Mituri și ritualuri în creștinism, avem de asemenea eseuri care dovedesc o vastă și amănunțită cunoaștere a filozofiei occidentale, un interes crescut față de eseurile referitoare la psihologie. De ce nu s-a oprit Alan Watts doar la zen și a reușit să aprofundeze atât de bine și celelalte tradiții spirituale și științe? Putem spune despre Alan Watts că a fost un geniu? Păi, aș răspunde în primul rând, a făcut pentru că a putut. Da? Deci ca să ai această cuprindere intelectuală, această capacitate de înțelegere, această capacitate de memorizare, da? Și de pătrunderea acestui spectru care cuprinde, în afară de spațiu spiritual latino-american și cel african, a cuprins tot. Deci a făcut-o pentru că a putut. Și pe de altă parte, cred că cu cât sapi în orice tradiție, de la un punct încolo ajungi să-ți dai seama că, într-adevăr, cum se spune, vârful e același, potecile sunt diferite. Și în momentul în care ajungi într-un fel sau altul, într-o primă fază intelectuală, dar el cu certitudine ajungi să fie la nivel de ființă, această înțelegere că e our Buddha nature, că este Dumnezeu din mine și așa mai departe, vorbeam de cuvinte la început, nu? Sunt diferite etichete prin care fiecare, în funcție de unde s-a născut, la ce a fost expus și așa mai departe, încercăm să definim nedefinibilul. Și de-aia nici nu a avut niciodată și cred că niciunul din misticii autentici nu are acest simbol de proselitism, de misionarism. Nu. Asta, după mine, e ca și echivalentul cu simt nevoia să-mi pun steaguri în toți stâlpii când eu nu mă simt nesigur. Da? Eu cele mai multe steaguri le-am văzut în Irlanda de Nord. Cele mai multe steaguri acum le vezi în America și mă întreb oare de ce. În Germania nu văd multe steaguri. Da? Și așa mai departe. Dar revenind, a făcut pentru că a putut și a făcut poate inclusiv pentru a ne ajuta pe noi ceilalți să înțelegem că
nu orice cale e bună, dar orice cale autentică, pornind pe ea, ținându-te de ea, împiedicându-te, ridicându-ne și perseverând, ne duce un pic mai aproape fiecare cât poate. Și după care, cel puțin în contextul viziunilor orientale despre viață și moarte, data viitoare mai tragem un loc și vedem, poate o luăm fie înapoi, fie mai mergem doi pași înainte. Cred că Ellen White era în primul rând un căutător autentic și de fapt nu-l interesa să își lărgească orizontul cunoștințelor, ci căuta cu adevărat răspunsuri la întrebări. Și căuta și căuta și aprofunda și tocmai ce spunea Mihai, că potecile se întâlnesc. Deci găsind puncte comune s-a simțit încurajat și entuziast să continue căutarea și să o dea mai departe. Aș vrea să mai subliniez un aspect, o altă fațetă a lui Ellen Watts, și anume umorul lui. Deci, mi se pare că în capitolul 5, deci începe așa, în care vorbește despre filozofie, și începe cu un citat din Ludwig Wittgenstein. Acum, omul de rând, când aude Ludwig Wittgenstein, cine o fi ăsta? Un filozof foarte important, unul dintre greu și foarte greu. Dar îl citează pe el, care spune așa, despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă. Și asta este un citat pe care nu vreau eu să-l interpretez acum, dar fundamental spune că sunt lucruri care nu pot fi descrise în cuvinte. Sunt lucruri pe care le poți doar trăi, pe care le poți experimenta, dar oricât de multe cuvinte ai încerca să folosești, nu le poți descrie, punct. Dar el continuă după ce se referă la acest citat și spune, da, zice, păi după această constatare, practic filozofii au rămas fără obiectul muncii, așa, dar totuși ei au continuat să-și desfășoare activitatea academică, inclusiv Wittgenstein, să facă parte din establishmentul academic, pentru că establishmentul academic are și el rigorie lui, e o meserie, e o pâine de mâncat acolo, etc., etc. Dar modul în care o descrie și în care spune lucrul ăsta este foarte simpatic. Și cel mai important la el, și vreau să subliniez, cel mai important la el, dincolo de umorul lui, este autoironia. Deci autoironia este fundamentală dacă vrem să ne păstrăm sănătatea mentală. Și asta e pentru tot, de la omul de rând care poate are probleme financiare, materiale, până la cel mai bogat om de pe pământ. Legat de umor și de Wittgenstein, mi-aduc aminte, e un sketch al celor de la Monty Python. Ludwig Wittgenstein este unul din membrii echipei de fotbal a filozofilor germani. Mulțumim foarte mult, dragii noștri. Iată, acesta a fost evenimentul de astăzi, de la standul editurii Herald, primul eveniment de astăzi, sâmbătă. Despre o viață trăită cu sens dintr-o perspectivă academică, lansarea cărții Un guru în academie, cele 10.000 de lucruri care te ajută să treci peste examenele vieții, de Ellen Watts, carte publicată în seria de autor Ellen Watts. Bineînțeles că pe lângă cartea Un guru în academie, vă recomandăm și celelalte titluri menționate mai devreme, Mituri și ritualuri în creștinism, Înțelepciunea nesiguranței, tradusă de Mihai Poparadu, de asemenea Duh și Contemplație, volumul autobiografic Pe calea mea, Devin-o ceea ce ești și multe, multe alte titluri. Mulțumim din suflet lui Saneag, senior editor Herald, doamna Liliana Popescu, profesor universitar, doctor, director general al Institutului Diplomatic Român, Mihai Poparadu, coach, trainer, fondator Mindfulness Institute. Mulțumim și celor care ne-au urmărit live pe Facebook. Și vă invităm și îi invităm la următorul eveniment care va începe la ora 14, tot aici la standul editurii Herald, despre teoria polivagală a lui Stephen Porges și practica lui Deb
Dana. Mulțumim!